osteoporoză este o boală metabolică degenerativă, care este destul de gravă, deoarece ea face ca oasele să se subțieze și foarte ușor să se fractureze. După 50-60 de ani, practic fiecare a doua, a treia femeie are osteoporoză. Cum noi putem să evităm așa ceva? Practic, recomandările sunt următoare. O alimentație sănătoasă, un mod activ de viață, am în vedere niște exerciții fizice, nu sport profesionist, dar plimbat minimum 40-50 de minute pe jos în fiecare zi, efectuând minimum 10-12 mii de pași, vă poate salva sau atenua dezvoltarea anume acestei afecțiuni. Unele alimente conțin mult calciu, dar organismul nu are posibilitate să-l absoarbă. Așa alimente sunt ca nucile și semințele și legumele cu frunzele verzi. Dar care sunt metodele care totuși să putem noi absorbi calciu din alimentele acestea? În cazul semințelor și nucilor, combinăm semințele și nuci cu iaurtul. Un iaurt este acidul lactic, care neutralizează antinutrienții ca acidul fitic și practic calciu este ușor asimilabil. În cazul legumelor cu frunze verzi, brocoli, conopid, varză și tot așa mai departe, în salatele cu ele adăugăm puțin suc de lămâie sau acid acetic, care neutralizează acidul oxalic. Alimentele care conțin o sursă de calciu foarte ușor asimilabilă, ca brânzeturile, cașcavalurile și iaurturile, plus ele mai conțin și vitamina D, fac ca aceste alimente să fie niște surse sigure și ușor asimilabile de calciu. De ce consumați grupele acestea de alimente și fiți sănătoși? De ce este important în general ca organismul să fie sănătos, să aibă toate componentele necesare pentru metabolizarea și absorbția de calciu și includerea calciului în țesut osos. Altfel, practic, eficacitatea produselor de calciu este, sau alimentelor este destul de mică. Pentru perioada acută, când este osteoporoză destul de pronunțată, este nevoie de lua și suplimente cu calciu, în care sunt combinate toate aceste componente.